Bună ziua, numele meu este Camelia Burghele și sunt etnolog de meserie. Dar în ultima vreme am făcut studii de teren nu numai din perspectiva etnografiei, ci și din perspectiva antropologiei culturale, astfel încât mi-ar face mare plăcere să vă vorbesc astăzi din punct de vedere antropologic, dintr-o perspectivă a antropologiei culturale, despre satele sălăjene. Despre ce a mai rămas din satul tradițional sălăjan, despre momentul în care se poziționează și despre locul în care se poziționează satul sălăjan. Și mă gândesc să fac acest lucru, oarecum beneficiind de faptul că de mai bine de 20 de ani, aproape de 25 de ani, bat la picior satele sălăjene, vorbesc cu țăranii din satele acestea și cred că îmi pot permite să spun că am o viziune oarecum globală asupra satului sălăjan. Sigur că perspectiva care mă interesează pe mine în mod special este cât s-a mai păstrat din satul tradițional sălăjan, din acel sat al bunicilor, de care probabil ne amintim cu toții din copilărie sau cel puțin din poveștile bunicilor. Mă interesează mult acest lucru, mai ales acum în contextul unei urbanizări accentuate, a unei globalizări, a unei europenizări, de ce nu? Și mă interesează acest lucru, desigur, de ce să nu spunem asta, și în contextul pandemiei, pentru că ultimele mele cercetări la țară, la sat, au fost să văd cum receptează țăranii din satele sălăjene acest context al pandemiei, de unde vine această pandemie, ce înseamnă epidemia și cum putem să ne raportăm la ea. Dar mă gândesc să încep prin a defini un termen, pentru că prezentarea mea pornește de la un termen pe care cred că eu l-am introdus, spun cu modestie acest lucru, pentru că este viziunea mea asupra țăranului, și anume țăranul smart. Eu am numit întotdeauna țăranul ca fiind un om extrem de deștept, de isteț, de orientat, de ușor adaptabil la orice context istoric, cultural, politic, administrativ sau de orice fel ar fi fost el. Așadar, am găsit potrivit să denumesc acest țăran pe care eu îl cercetez în satele sălăjene drept țăranul smart. Sigur, după un atribut care s-a dat inițial mașinilor smart, dar astăzi, în urbanizare, în globalizare, în contextul sociocultural în care trăim, smart înseamnă tot ceea ce este înțelept, oarecum, în tradiția populară, tot ceea ce este iute, tot ce este agil, isteț, așa cum mi-l descriu eu, mie, pe țăranul din satul tradițional, și așa cum încerc să vi-l descriu și dumneavoastră. Așadar, voi încerca să creionez puțin astăzi profilul acestui țăran smart, de la hardul de bază, ca să-i spun așa, care este tradiția, și până la softurile contemporane, care înseamnă oarecum variantele inovative pe care noi le-am preluat într-o mare măsură de la satul tradițional și sper să vă pot convinge că ceea ce facem noi astăzi, urbanii, moderni, contemporanii, nu este decât că preluăm un mare bagaj de cunoștințe dintr-un soi de know-how tradițional pe care ni l-a furnizat țăranul din satul tradițional și îl aducem la zi, îl updatăm, îl upgradăm, cum obișnuim noi să spunem astăzi. Voi porni așadar de la o idee foarte simplă, și anume că modernitatea nu înseamnă obligatoriu și noutate. Pentru că trebuie să spunem că cultura tradițională a experimentat, a inovat, a perfecționat, a fixat, de ce nu, tot felul de informații despre tot ce înseamnă sinele, dar și exteriorul din țăranul satului tradițional. Un țăran care a emis o serie de observații empirice, dar culmea, multe dintre ele chiar bine explicabile științific, și care a recurs, fundamentând, desigur, el pentru prima dată, a recurs la un set de know-how, i-am spune noi astăzi, adică de tot ceea ce înseamnă rost în satul tradițional, oarecum traductibil printr-o sintagmă de asemenea foarte simplă:
nimic în plus, nimic în minus, ci exact atât cât ne trebuie. Dat fiind faptul că știm că țăranul din satul tradițional nu era deloc un adept al risipei, nici nu putea fi de altfel, pentru că cel puțin țăranii din satele sălăjene erau destul de săraci și nu-și permiteau nici risipa, dar nici prea puținul acela care le-ar fi făcut viața săracă și oarecum lipsită de sens. Voi încerca să parcurg în minutele care urmează câteva dintre compartimentele vieții cotidiene prin care să vă conving pe de o parte că țăranul de care vorbesc eu este literalmente un țăran smart și că noi modernii am preluat foarte mult de la acest țăran smart, dar am preluat oarecum într-o formulă duală. Unele lucruri le-am preluat bine, dar altele am exagerat atât de mult, le-am transformat și le-am transferat în alte zone atât de mult, încât ele devin deseori ridicole sau chiar penibile. Un prim astfel de sector poate să fie alimentația tradițională și trebuie să spunem că țăranul din satul românesc a trăit literalmente o vârstă eco și mă gândesc aici mai ales la tehnicile alimentare, la o serie de ingrediente puține, nu multe, cum folosim noi gospodinele de astăzi, cele care desigur mai gătim și mai stăm multă vreme prin bucătărie, ci se bazau oarecum pe principiul ce și când ne oferă grădina. Toate gospodinele din satul tradițional, așadar, se foloseau mai ales de grădină și preluau din grădină toate ingredientele de care aveau nevoie în bucătărie. Și îmi aduc aminte că, cu ani în urmă, o țărancă veritabilă, adevărată, un adevărat rezervor de înțelepciune din Chilioara, mi-a spus, sigur cu alte cuvinte, că e chiar un sacrilegiu să te duci să-ți cumperi, de exemplu, roșii iarna, pentru că așa le-a lăsat Dumnezeu, ca roșiile să se coacă la sfârșitul verii. Și trebuie să ne adaptăm exact la acest lucru. Mi s-a părut un lucru extraordinar care m-a urmărit multă vreme după aceea. Dar trebuie să știm, să spunem, că țăranul știa exact când să mănânce, cât să mănânce. Știa, de exemplu, că dacă va urma o zi de coasă, țăranul trebuie să mănânce bine dimineața și să-și ducă merinde la coasă, pâine cu slănină, cu clisă, cum zicem noi, și cu ceapă, care să-i confere toate caloriile necesare unui astfel de demers, de muncă puternică fizică, nu? Dar știa și că seara nu este cazul să mănânce foarte mult, era suficient, nu știu, mămăligă cu lapte, să spunem, pentru că nu se mai depune după aceea efort. Vreau să fac o paranteză. Noi modernii mergem acum la nutriționiști și aflăm de la ei, fără să ne gândim că și țăranul descoperise acest lucru, regula celor 6 ore, că trebuie să mâncăm ceea ce vom consuma în următoarele 6 ore. Ei, iată, țăranul știa foarte bine acest lucru, fără să aibă, așa cum spun, nici mari cunoștințe de metabolism uman și nici nutriționist. Știa să mănânce doza potrivită de carne și noi credem astăzi că o bună parte din sănătatea sa se datorește tocmai acestui consum ponderat de carne. Ei, țăranul sigur că nu se gândea la așa ceva și nu știa să socotească caloriile așa cum o facem noi sau să știe ce înseamnă proteină animală, dar era suficient de sărac să-și drămuiască în așa fel carnea încât să-i ajungă o perioadă cât mai lungă. De aceea în satele tradiționale sălăjene se tăia porc iarna, sigur că se făcea iarna acest lucru din mai multe motive. Unul dintre ele era sigur apropierea contextului ceremonial al Crăciunului, când toată casa trebuia să fie foarte bogată, dar și pentru că neexistând frigideri și o altă formulă de menținere a cărnii, porcul era foarte bine să fie tăiat iarna atunci când se putea conserva mai ușor carnea. Dar în satele sălăjene, trebuie să spunem, de cele mai multe ori se tăia un singur porc, așadar nu se făcea risipă de carne. În sarmale se punea, mi se spune mie la țară, doar o jumărucă de clisă și eventual o mică bucată de ciont afumat care dădea gust, dar niciodată nu se făcea risipă. Iar în restul anului, atunci când se tăia o găină, de obicei ea se împărțea în două și jumătate se gătea într-o duminică și jumătate pentru cealaltă duminică. Încă o dată spun, noi moderni aflăm toate aceste lucruri de la nutriționist, pe când, iată, țăranul știa atât de bine să facă acest lucru doar din cunoștințele sale, din observațiile sale empirice.
Așadar, vorbim despre nutriție fără nutriționist, despre muncă fizică și, în comparație cu ea, arderile calorice și, de asemenea, vorbim de o lipsă totală, culmea, ironia sorții, am spune noi astăzi moderni, de fitness. Noi nu ne putem imagina astăzi viața fără fitness, fără să mergem la sală, dar țăranul din satul tradițional românesc cred că derula munci fizice suficient de puternice să nu aibă nevoie de o altfel de întreținere corporală decât munca aceea fizică grea pe care o presta în fiecare zi. Tot așa ca o paranteză, mă gândesc acum cât de mult conta alternanța dintre alimentația de post și alimentația de dulce. Foarte mult conta alimentația de post, când se mânca multă fasole, cartofi, linte, de exemplu, multă ceapă, care ardea caloriile dacă era cazul. Și din nou spun zâmbind, noi descoperim astăzi că proteina putem să ne o luăm nu numai din carnea din sectorul animal, ca să spun așa, ci era și proteină vegetală. E, țăranul din satul tradițional, nu știu de unde, dar știa intuitiv acest lucru. Și mai mi-aduc aminte și mai fac o paranteză, pentru că am vorbit de cum se tăiau porcii iarna în satele sălăjene. Era un adevărat festin și era o adevărată sărbătoare. Îmi amintesc că ultima dată când am fost la tanti Iulica de la Răstoci, acea femeie de poveste despre care vorbim toți în sălaj, care și-a conservat atât de frumos casa de pe malul Someșului, mi-a arătat în grinda casei niște crestături. Și atunci când am întrebat-o ce e cu încrestările acelea în grindă, mi-a spus că de câte ori tăia un porc, tatăl ei, morar în sat, făcea o crestătură în grindă. Adică era un eveniment atât de important încât se simțea nevoia marcării lui și atunci el era însemnat în grindă. Iarăși mi s-a părut o imagine atât de frumoasă. Noi am preluat astăzi, noi moderni, mult din tradiția și din alimentația satelor și o valorificăm astăzi într-un mod, aș spune eu de multe ori, excesiv. Toată lumea a început să gătească tradițional, vasele noastre sunt tradiționale, sistemele de gătit sunt tradiționale, încercăm să facem doar mâncare eco, doar mâncare bio, toți ne ducem la piață să ne cumpărăm carne de porc crescut la țară, de găină crescută la curte, nu vrem să fie animale stresate, vrem să fie toate animalele bio și eco și ne întoarcem oarecum la țăranul din satul tradițional, mai bine spus la gospodina din satul tradițional și folosim toate acele elemente, ingrediente, tehnici alimentare pe care le folosea gospodina de altă dată. Dar, de multe ori cădem în ridicol, cădem în penibil, pentru că exagerăm atât de mult încât putem să spunem acum că asistăm la un soi de dominație a rusticului, la un fel de idealizare a alimentației țărănești. Pentru că, sigur, sunt exemple care ne vor face să zâmbim. Să ne gândim, de exemplu, că nu există niciun fel de nuntă, oricât ar fi ea de trendy sau de fancy, cum îi spunem noi astăzi, fără să se servească sarmale ca la mama acasă. Sau mergem la restaurant să mâncăm mămăliguță ca la bunica sau ceva de genul acesta. Este literalmente o identitate obosită și obositoare această raportare mereu și mereu și mereu la bucătăria bunicii, pe care deseori o ilustrăm absolut neadecvat cu tot felul de vase, de ceramică, nu știu, de ceramica de corund este foarte bine prețuită, cea decorativă, care însă nu se folosea niciodată în gospodărie pentru gătit, de exemplu. Sau tot felul de animale împăiate, sau tot felul de mileuri sau de ștergare, țesute în sistem artizanal, care sunt mai degrabă comuniste decât să trimite la satul tradițional. Iar restaurantele promovează întotdeauna bucătăria bunicii, mâncarea este întotdeauna ca la mama acasă, cum spuneam, într-o identitate aproape obositoare. Ca să nu vă spun că, de exemplu, un mare lanț de fast food-uri are inclusiv un meniu care se numește McMici. Deci până și mititeii i-am adus dintr-o oarecare tradiție, să spunem, populară și i-am adus în urban. Așadar, trebuie să avem foarte mare atenție la felul în care preluăm tot acest know-how despre care vorbeam din satul tradițional. Haideți să ne gândim acum la un alt compartiment, compartimentul construcțiilor, a arhitecturii.
Pornim de la construcțiile vernaculare, tradiționale, țărănești, de la acea arhitectură specifică satului tradițional românesc și, desigur, cel sălăjan, care se făcea, știm noi foarte bine, fără arhitecți, fără proiectanți și, totuși, casele ieșeau foarte bine. Cadastrarea satului era făcută pur și simplu de țărani, pentru că, de obicei, bătrânii dădeau loc de casă în grădina lor tinerilor și astfel se realiza de la sine oarecum cadastrarea satului, iar exploatarea soarelui și a luminii era întotdeauna făcută, pentru că mereu casele erau făcute către răsărit, în așa fel încât să poată să aibă ceea ce noi numim astăzi eficiență termică maximă. Alocarea spațiului era una foarte judicioasă. Oamenii stăteau de cele mai multe ori într-o singură cameră, casa de la drum, pentru că de obicei casa cealaltă era folosită doar pentru sărbători, pentru musafiri cu ocazii speciale și n-are rost să vă rog să vă gândiți în câte camere locuim noi astăzi și cum ne este compartimentat, eu știu, apartamentul sau casa. Materialele de construcții se foloseau de cele mai multe ori materiale, îmi place mie să le numesc cei 3P, nu? Pământul, paiele și piatra. Materiale la care, iată, noi ne-am întors astăzi, pentru că este o vreme în care vorbim tot mai mult despre casele bio, despre casele eco, despre casele verzi și despre o influență extrem de puternică a arhitecturii tradiționale în satele, în casele urbane. Mai mult decât atât, designul interior a devenit foarte, foarte la modă astăzi, ca să-i spun așa, cu influențe din satul tradițional. Ne ornamentăm casele într-un mod care ne aduce aminte tot mai mult de casele bunicilor. Încercăm să valorificăm, acum recuperăm, mergem la țară și recuperăm de la bunici, de la mătușile în vârstă, tot felul de șterguri, de ceramică, de țoale, de lucruri de genul acesta vechi, rustice, cu care ne aranjăm casele, pentru că este un curent, se știe, această influență puternică în designul interior dinspre satul tradițional. Dar iarăși vin și zic, Doamne, la câte aberații asistăm atunci când ne gândim la arhitectura urbană, la arhitectura modernă. Este un studiu foarte puternic pe Maramureș care se numește Mândrie și beton, pentru că, iată, am trecut la niște case imense, la niște case foarte mari și cu un spațiu absolut inutil și absolut excedentar, în care de cele mai multe ori materialele sunt foarte artificiale, maximum prelucrate din punct de vedere industrial și mai ales și aranjate într-o formulă absolut aiuritoare, mi-aș permite să spun. Nu știu ce caută țiglele verzi sau albastre, de exemplu, pe casă, sau nu știu la ce ne trebuie case cu două sau cu trei etaje, cu mansardă și cu tot acest gen de exagerare arhitectonică, dacă stăm să ne gândim la casele vechi din satul tradițional românesc. Haideți să trecem, vă propun acum, la un alt compartiment, la compartimentul hainelor, la ceea ce purtăm noi astăzi, la un soi de diferențiere sau punere în valoare a lui haute couture și prêt-à-porter, hainele de sărbătoare și hainele de magazin, cele de linie pe care ni le cumpărăm noi. În satul tradițional, să nu credeți că acest lucru nu era foarte cunoscut. Fetele din satul tradițional românesc aveau două rânduri de haine, însă lajdele se numesc mândrețe și purtărețe. Mândrețele erau, desigur, hainele acelea mândre care se purneau numai la sărbătoare, duminica la biserică și la joc sau la dans, cum se spune la noi. Iar purtărețele erau cele mai simple cu care oamenii se duceau la lucru, la munca de zi cu zi, de obicei la munca câmpului. Cele două rânduri de haine, cum se spune în sălaj, se țineau amândouă în ladă sau în lădoi, în unele variante, care de cele mai multe ori avea două compartimente, în așa fel încât hainele să nu se amestece între ele. Purtărețele erau puse într-o parte și mândrețele, desigur, în altă parte. Alte ori ele erau puse pur și simplu pe rudă, întinse pe rudă, în așa fel încât să se păstreze cât mai bine și să nu necesite nici măcar călcare. Știut fiind că procesul de a călca hainele în satul tradițional era unul destul de
rudimentar și de aceea destul de greu. Hainele se călcau cu, nu cu un călcător, ci cu un durgalău sau cu un mângalău, îi se spunea altădată, sau, mai recent, cu călcătorul acela cu voșolău, cum se spune la noi, cu cărbun, cu jar luat din fitieu, din sobă. Așadar, era un proces destul de lung și tocmai de aceea spun că țăranul era smart, pentru că știa să le păstreze, într-un fel care nu necesita foarte multe călcări după aceea. Sigur că naturalețea cânepii era la mare preț. Noi o descoperim acum când dintr-o dată nu mai vrem să purtăm haine din fibre supraelastice sau haine din nylon sau haine din acestea care folosesc fibre artificiale și pe toate canalele posibile clamăm supremația cânepii. Toată lumea vrea să poarte acum cânepă și in. De parcă noi am descoperit calitățile speciale, împiedicarea transpirației, comoditatea și așa mai departe, dată de fibrele naturale. Sigur, e un lucru foarte bun acest lucru. Mai e încă ceva ce ar trebui să spunem. Toată România coase ie. Toată lumea se raportează acum la costumul tradițional românesc, acela făcut din cânepă și din in, cu cusăturile și cu cromatica lui, atât de fermecătoare, atât de echilibrate, atât de pline de personalitate, care au definit până la urmă țăranca româncă adevărată. Dar toată lumea vrea acum să poarte ie. Iată, facem ii, unele de mai mult bun gust, altele cu mai puțin. Toate liniile, toate trendurile, toate magazinele, toți retailerii și toate mall-urile din țară la magazinele de profil vând ii, încă o dată spun, garnisite cu dantelă, colorate, necolorate, cu fir alb, cu sute în toate felurile, dar toate inspirate din cultura tradițională românească și mai ales din costumul popular. S-au organizat tot felul de grupuri de femei care cos ie, unele le cos contra cost, altele le cos pentru plăcerea personală, altele doar ca să rememoreze vremea bunicilor. Sigur că multe lucruri sunt absolut lăudabile, așa cum sunt inițiativele acestea de readucere în contemporaneitate, în mod echilibrat, în mod cultural, în mod bine fundamentat antropologic, al costumului popular românesc și tot ce înseamnă acest costum. Subliniez aici în mod special că asistăm la un curent de valorificare a costumului popular, care, culmea, este specific urbanului. Femeile din urban sunt cele care se întâlnesc în tot felul de grupuri și cos motivele tradiționale preluate din satele românești și le aduc în contemporaneitate, un lucru absolut fascinant pe care noi etnologii îl privim cu foarte mult respect. Dar sigur că nu mă pot abține să nu amintesc și aberațiile la care asistăm. Dumnezeule, a ajuns ia tradițională românească și mai ales decupaje din această ie să fie prezentate absolut oriunde, dincolo de faptul că această ie se purta în satul tradițional românesc într-un ansamblu foarte bine articulat, cu poalele de pânză, cu zadile, cu catrințele, cu ce s-or fi purtat ele atunci, la o ținută completă anume. Acum purtăm motivele din ie pe poșetă, le purtăm la blugi fără niciun fel de rezerve, facem chiar și costume de baie, am văzut, cu motive tradiționale din cultura populară, Dumnezeule, cum spuneam adineauri, purtăm motivele din ie absolut oriunde. Mai mult decât atât, absolut regretabil, și am spus acest lucru de câte ori am avut ocazia, am început să purtăm ie în sălaj, deși în sălaj, în satele tradiționale sălăjene, mai bine spus, niciodată nu s-a purtat ie. S-a purtat fie chimeșe, fie spăcel, închise la gât, cu bumbi în față sau cu platcă, dar nici într-un caz nu acea ie pe șnur pe care o vedem în sudul țării. Dar iată, și în satele sălăjene și în orașele sălăjene, de ce să nu spun acest lucru, toată lumea poartă ie, într-o tendință din aceasta absolut exacerbată de a valorifica rezervorul cultural tradițional. Dacă mergem în orice târg, oriunde, vom vedea că toate iile sunt vândute acolo în standuri specializate, din păcate, cele mai multe dintre ele făcute în India sau în China și, desigur, făcute din tot felul de materiale artificiale, din fibre artificiale, care le fac să arate, iertați-mi termenul neacademic, aproape hidos.
Mai mult decât atât, am postat eu la un moment dat pe contul meu de Facebook o pisică, nu? Care era îmbrăcată în ie. Dumnezeu, le-am început să facem ii chiar și pentru pisici. Mai mult decât atât, cineva a avut ideea absolut năstrușnică de a broda motive tradiționale din cultura populară pe hârtie igienică, în ideea de a vedea că putem să facem pe orice fel de suport aceste motive. Încerc să spun acum că, din păcate, trecem de multe ori în derizoriu un lucru atât de important, de multe ori unic, cum este costumul tradițional românesc, cu tot ce a însemnat designul lui, cu tot ce a însemnat trăsăturile acelea cromatice inconfundabile. Haideți să mergem într-un alt domeniu. Țăranul din satul tradițional era adeptul unei științe pe care eu o numesc calendarologie, adică știa știința calendarului foarte bine. Țăranul din satul Sălăjan știa, de exemplu, că trebuie să înceapă semănatul mai târziu puțin decât țăranul din sudul țării, unde vremea era mult mai bună. Totul se știa. Se știa exact care este vremea potrivită pentru semănat și vremea potrivită pentru secerat, de exemplu. Țăranul mergea în lan, rupea un spic de grâu, îl verifica, îl freca în palmă să vadă dacă se desprind semințele, poate că punea o sămânță în gură de un grâu, un bob de grâu în gură să vadă dacă el se sfarmă suficient de bine, dacă este copt, și știa când se înceapă seceratul. Seceratul începea întotdeauna de pe versantele dealurilor care erau expuse la soare, pentru că se știa că acolo lanul este pentru prima dată copt. De asemenea, femeile din satul tradițional știau întotdeauna să facă răsadniță. Noi credem că noi am inventat astăzi plantele puse în ghivece în așa fel încât să facem răsadurile cele mai profesionale, dar țărâncile știau să facă melegar, îi spunea în satele vechi românești, știa să-l facă pe gunoi și știa și de ce, pentru că gunoiul fermentează și va oferi cel mai bun sol pentru răsaduri, și știau când să planteze în grădină totul. Totul se știa așadar în funcție de calendar, exact așa cum se știa în zootehnie, în creșterea animalelor, când este momentul cel mai bun pentru împreunatul oilor sau pentru luatul, pentru înțărcatul mieilor, de exemplu. Toate aceste lucruri se știau și se știau pentru că existau niște observații din generație în generație care au fost foarte bine cimentate și foarte bine transmise de la o generație la alta, dintr-un sat la altul, de la oameni către alți oameni, în așa fel încât din acest mare bagaj de cunoștințe, țăranul să selecteze exact acele lucruri care sunt benefice, care sunt profitabile, și să le ducă mai departe. S-a renunțat întotdeauna la balast și la ceea ce s-a văzut că nu poate fi pus în practică și s-a valorificat tot mai mult lucrurile acelea care s-a văzut că sunt eficiente și că sunt profitabile. Este încă un moment în care definesc țăranul din satul tradițional ca pe un țăran smart, ca pe un țăran de o istețime ieșită din comun, care a știut să preia, așa cum spuneam, lucrurile bune și să se debaraseze de observațiile care nu i-au fost niciodată de folos. S-a pornit așadar de la un soi de know-how, de ce să nu-i numim așa, care însemna un bagaj de cunoștințe pe care noi îl putem astăzi denumi înțelepciune populară, pentru că asta era în fond, și s-a ajuns aproape la un soi de knowledge, de înțelepciune în adevăratul sens al cuvântului, care a fost transmisă până în zilele noastre și pe care noi, urbanii, contemporanii mei, ca să spun așa, o preluăm și încercăm să luăm din ea lucrurile cele mai bune. Așadar, aproape că aș putea să spun că nu e nimic nou sub soare. Tot ce punem noi astăzi în practică nu este decât o transformare și un soi de aducere la zi, de updatare, de upgradare a ceea ce am învățat în satul tradițional și iată, nouă ne este de foarte mare folos.
Și sigur că ar mai fi multe lucruri de spus, dar pentru final mă gândesc la un singur compartiment și o spun zâmbind. Sper din tot sufletul ca ultimul argument să conducă încă o dată la ideea de smart, de țăran inteligent, isteț și care a știut foarte bine să gestioneze lucrurile din viața cotidiană, dar și raportul cu sacrul. Și mă gândesc la magie, de ce nu? Pentru că noi știm că satul tradițional era unul foarte bine impregnat în magic și că totul se rezolva oarecum într-un orizont magic. Altfel spus, tot ceea ce nu se putea rezolva în mod constructiv în realitatea imediată era transferat în magic și cu niște resorturi magico-religioase sau cu resorturi magico-rituale se încerca influențarea destinului în așa fel încât el să se transforme dintr-unul potrivnic în unul prielnic. Știm că la sate activau acele babe descântătoare care știau atât de bine să descânte, dar care știau și să prezică viitorul fetelor și să le învețe pe fete ce ritualuri de ursită să deruleze așa încât să știe cu cine se vor mărita și tot femeile acestea știau să influențeze și să îmblânzească tot felul de neguri, de lucruri rele pe care să le aducă după aceea în beneficiul familiei și în beneficiul comunității. Ei, surpriza noastră cea mai mare a antropologilor culturali este să observăm că nimic mai impregnat de magie decât comunitatea urbană, decât societatea în care trăim, decât vremurile pe care noi le trăim. Și poate că veți zâmbi când veți auzi acest lucru, dar dați-mi voie să vă reamintesc doar câteva elemente din viața noastră de zi cu zi, a noastră, a urbanilor, și să vedeți cât de mult seamănă cu viața bunicilor noștri de la țară, ba chiar mi-aș permite să spun că de multe ori viața noastră a urbanilor, a modernilor, este chiar mai impregnată în magie decât a bunicilor noștri. Practic, în fiecare zi suntem înconjurați de magie. De cât dintre noi nu ne uităm dimineața când ne sculăm, primul lucru, la zodia, cât nu ne uităm la Netisandu, să vedem ce ne mai spune pentru ziua de astăzi, cât dintre noi nu ne organizăm ziua, chiar dacă nu recunoaștem acest lucru, dar undeva acolo cochetăm și noi cu ideea de astrologie, de zodiac, de preziceri de acest gen și pornim o zi cu dreptul sau cu stângul, nu-i așa, în funcție de toată această magie, până la urmă, a prezicerii, a divinației. Câți dintre noi nu am apelat odată în viață, măcar, la o descântătoare, la o prezicătoare, la cineva care să ne spună cu cine ne vom mărita sau dacă nu ne va schimba oarecum viața, nu știu, mutarea dintr-un oraș în altul, de exemplu, nu? Câți atunci când am rămas, de exemplu, șomeri sau am divorțat sau am avut tot felul de greutăți în viață, nu ne-am dus la un astfel de prezicător care să ne spună ce să facem și cum să facem și care ne-a prezis tot felul de scheme, mai mult sau mai puțin magico-rituale preluate din tradiție. Gândiți-vă doar că ne uităm în fiecare zi la televizor, unde sunt multe reclame. Multe din aceste reclame valorifică un filon tradițional al magiei. Sunt prezentate, de exemplu, rețete magice în care faci doar atât și o margarină specială, să spunem, face prăjitura singură, aproape singură, nu-i așa? Sau câți dintre noi nu ne uităm, nu tragem cu ochiul la tot felul de reclame care prezintă, eu știu, elfi, sau tot felul de unicorni, sau de tot felul de personaje din bazme, fie românești, fie universale, multe reclame cu Făt Frumos și cu Ileana Cosânziana, multe reclame din acestea care, iată, valorifică exact acest filon al magiei. Nu vă spun, să nu mai vorbim acum, de literatură și de cinematografie. Cele mai bune filme, cele care sunt mereu în box office, sunt de fapt cele care valorifică un soi de magie medievală, desigur, poate uneori gotică, poate de alt fel de multe ori, dar sunt cele care ne poartă în alte tărâmuri magice, acolo unde lucrurile fantastice se pot întâmpla și acolo unde întotdeauna binele învinge, acolo unde satisfacțiile unei vieți frumoase sunt întotdeauna mai mari decât în realitatea imediată. Iată așadar
că ne raportăm mereu la magie, vrem să credem în magie, avem nevoie de magie și atunci când nu putem să gestionăm realul cu modalitățile și cu instrumentele specifice realului, iată, încercăm să fugim într-o altă lume, în lumea magiei, chiar dacă lumea în care trăim noi este atât de bine digitalizată, atât de bine computerizată. Îmi aduc aminte că în studiile mele de magie, mai ales în ultima vreme, pe care le-am descris și le-am surprins de altfel și în ultima mea carte, pe care o și numesc altfel, De la vrajă la vrăjală, pentru că eu cred că țăranul din satul tradițional literalmente a crezut în magie și în vrajă, pentru că orizontul lui mentalitar i-a permis acest lucru, dar lucrurile pe care noi le trăim astăzi sunt de cele mai multe ori vrăjeli și nu acel filon magic adevărat, magico-ritual adevărat din satul tradițional românesc. Spuneam așadar că în această carte vorbeam chiar despre multe descântătoare și prezicătoare care fac mai nou acest lucru chiar cu softuri de calculator. Deci cu ajutorul calculatorului poți să tastezi ceva, niște informații, niște itemi acolo și să primești, de exemplu, destinul unui om în mod computerizat, nu? S-au făcut softuri specializate pentru așa ceva. Mai mult decât atât, povesteam zâmbind că am citit că undeva în Japonia inclusiv chiromanția s-a modificat atât de mult pentru că liniile din palmă, dacă nu arată așa cum trebuie, nu-i niciun fel de problemă, le putem schimba chirurgical. Este o metaforă pe care eu tot o amintesc pentru că mi se pare absolut emblematică pentru vremea în care trăim. Să nu uităm că facem operații pe creier și vrem să populăm luna, dar noi încă mai mergem la descântătoare sau încă ne mai dorim ca cineva să ne prezică viitorul sau încă ne mai ghicim în cafea sau încă mai cochetăm cu magia, exact așa sau într-un alt mod, dar pornind de la aceeași idee, de la același orizont pe care îl avea țăranul în satul tradițional.